Salutare, salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe canalul meu. Astăzi voi împodobi balconul cu instalații din astea solare. Trebuie să vedem cum o fac. Cred că de aici o să pun așa asta, să dea soarele. Uite așa. Trebuie să prima dată să lipesc. Ia, întâi să o să lipesc o din aia aici. Pac. Că o să o pun așa, nu o pun chiar în tot balcon. Voi ce spuneți? Să văd cât vine. Și o să vă arăt imediat. Mi-am luat un set, două seturi de cuieraș din asta. Dacă vedeți. Așa. Cred că o să-l punem pe asta, nu pe asta verde, pe asta albastru, că corespunde cu culoarea peretelui, nu v-am arătat, uitați, culoarea peretelui și gresia, dacă puteți vedea, corespunde, cred că filmează bine, ca să puteți să vedeți, să vedeți cum fac. Eu aveam nevoie de o, pun un pic pauză și revin. S-a duc un pic bol mașina aia că trebuie să dau o gaură în plasticul ăla. Da, fraților, am revenit, am adus instrumentul, am aici tot ce trebuie. Ia să vedem noi. Asta se lipește, o să vedeți imediat. Am adus și scaunul. Să văd cum pun asta. Aha, uite așa, ar trebui să o pun. Sper să mă vedeți bine pe filmare. Aha, e bine așa, și asta o lipesc aici. Care soare e suficient. Dacă nu o să... E să fac, să pun invers asta de plastic. Nu știu dacă o să funcționeze invers. Ceva de genul. A, bine că ai căzut. Unde ai căzut? A, gata, am găsit. Cade pe ulița asta de aici. Dar tot la fel stă? Nu mă interesează să... Că asta e normal să pune într-un ghiveș de flori și să pune în pământ, da? Ce rost are. A, dar stă drept. Că asta am nevoie să stea drept. O să strâng aici bine. Asta e o din asta solară. Imediat o să vă arăt. Sunt așa, uitați. Cam pun mâna așa prinde, vedeți? Acum o opresc, că trebuie, cred că nu mai are putere, trebuie încărcată de la soare, soare nu prea e, da? Să vedea ce eficiență are. Bun. Să lipesc întâi ăsta, adezivul, și să vedem cum dau gaura. Sper să stea scaunul ăsta, că e mai mult vorbărie decât treabă. Uite așa, ai perfect, așa, aici o să-i dau o gaură. Să vedem aici dacă am un holșuruc, că aveam, ca să-i dau gaură. Nu o să filmez chiar tot ce am pe aici, prin... Na. A, da. Anul unic era sculice, dar aveam polșurub aici, dar nu mai găsesc. Ia, aici, gata, am găsit. O să vă arăt imediat, dacă după aia strânge acolo. Mm.
Deci trebuie să dau gaură cumva, așa. O să vă arăt imediat, acolo trebuie să strâng, dacă nu îl pun invers cum era așa, că trebuie să bag cârligul ăla. Am și burghii, dar nu mai stau să le mai caut acum. Uitați că funcționează. Și de aici o să măresc eu gaura. Nu vă arăt imediat cu foarfeca. Uite așa rotiți și gaura o să se mărească. Doar e plastic, nu e mare filozofie. Așa. Trebuie să strâng bine aici rotița asta. Dar aia n-a nimic dacă se... Dacă se... Uite așa. Trebuie să bag invers că am făcut un rahat. Pun pauză și revin. Așa. Am adus, am schimbat șurubul de acolo, șurubelul, am găsit eu un șurubel mai mic, am adus șurubelnița să înfileteze aici, să-l strâng ca lumea, că ăla nu era wow, perfect. Acum, să vedem dacă intră chestia asta aici. Opa, hei! Aha, a intrat, vedeți? Așa, mi-a trebuit și cuțitul. Ăsta. Trebuia un pic mai așa, dar lasă că îl fac eu imediat. Dar asta trebuia să stea cumva. Cumva la soare. Dacă pricepeți ce spun. Uite așa. Bun. O să văd eu cum fac ca să stea în poziția asta. Ceva de genul mi-ar trebui ca să bată soarele în ea. După aia o mai aranjez eu. Pe aici. Nu prea îmi place mie cum stă. Cred că bine așa. O să mai vedem noi cum. O să pun mai așa. Uite așa. Am lipit bine asta. Chestia aia stă acolo. Și acum luăm cât un asta de lipit. Așa frumos. O să-l prind, uite așa, pac, pac, până, da, s-o cam un fășurat ăsta aici, o să-l desfășor, mă enervează. Vin sărbătorile de iarnă. Uite așa. Uite așa, și o să fac. Dau așa, că doar e ușor. Eu nu vreau să mă duc departe cu el. O să mai pun unul aici. Da, asta. Că se duc încolo.
Asta trebuie să-l pun pe aici, să nu se prinde când se deschide geamul. O să văd eu. Cred că o să-l pun aici, în sus. O să-l prind. Până la urmă mi-ajunge. În tot balconul. Da, aici, ia uitați ce îmbârligătură aici. Și mă disper. Nu prea, vă spun un secret, nu prea au răbdare să stau să le migalesc. Asta e singurul meu defect, că n-am răbdare să stau să le fac, da? În rest, uite așa, gata, acum s-a făcut. Uite așa, fac. Ca să fie la fiecare geam, ăsta e firul. Sper să încarce. Ăsta sper să încarce. El acum e pe off. Vedem cum îl aranjez aici, ca să nu încurce la geam. Ăsta trebuie să-l întind ca lumea. Da, cred că o să-l prind așa. Cumva. Că văd că e lungă instalația asta, am pus că e mai scurtă. Dar e lungă, fraților. Lungă, nu așa. Dar de acolo încurcă geamurile. Bine că geamurile nu le deschide. Mai mult. Da, trebuie să mai deschizi și un geam. Și mai lipi unul aici să stea. Doar asta e acum provizoriu de iarnă. N-am găsit chestii din astea pe alb. Uite așa. Mai fac o dată așa aici ca să stea. Măcar să se vadă la geam ceva. Nu știu de aici încolo cum o să mă duc când deschid geamul să nu încurce. Trebuie să lipesc una aici pe plasticul ăsta și una pe aici. Ia să o agăț eu un pic de sârma asta. Asta trebuie să-l, uite așa, una aici, că doar am de unde, când deschide geamul să nu dea, uite că ăsta intră aici. Se registrează, să dau mai așa, deja s-a aburit aici geamul, adică nici afară nu-i frig, e cald, nu e așa frig. Nu am nevoie să vadă de afară. Ăsta o să-l dăm un pic mai așa. Să avem și aici ajungul lumii. Acum nu știu cât o să țină cu baterii. Dacă nu, mă duc să cumpăr ceva frumos de băgat în priză. Dar nu-i vorba că nu fac economie. Am încercat cu ăsta solar să vedem cum e. El acum e la lumină. Oare trebuia să-l lipesc pe geam? O să mai vedem. Mai am smecherii din astea. O grămadă am luat. Uite așa ăsta. O dată așa. Să vedem dacă ține aici ăsta. El ar trebui să ținem peste tot. Pe aia să-l pun, uite așa. Vedeți? Când deschide geamul, aici, când se deschide geamul, să n-ar agățe. Oricum e și cablul ăsta. Eu o să-l dau încolo.
Asta e cablu de rufi, dar lăs ușa geamul ăsta crăpat. După aia, zilele următoare, cât ești liber, o să fac, o să împodobesc și camera. În camera am din ăla cu LED, fain. Bandă cu LED am în cameră, aia stă permanent. Banda aia LED. O folosesc numai de sărbători. Uite așa, o să mai folosesc una aici, uite așa, asta trebuie să fac așa, pac. Bun, și acum, asta care e aici, o să pun, ia, o să pun aici așa, să stea, mai pun una, ca să se vadă la geam. Și cam asta a fost. Eu o să las să bată la lumină, sper să stea, dacă nu o să-i pun un giveci cu pământ, ceva. Sper să stea astea lipite aici, să nu se desprindă. Upa, așa. Ea pornește numai de la soare, numai când, adică, pardon, când sunt unele. Sper că nu deranjează aici, că nu deranjează, până... A, să mai pun una sus acolo, să fie că... E geamul ăsta aici, care se deschide și... Îl încurc, uite așa, pac. Fac, doar am chestii din astea. De asta ne-am și cumpărat, că-s 6 lei. Nu să... Geamul ăsta nu prea se deschide, e rar se deschide. Gata, și acum nu mai încurcă pe nimeni. Se deschide geamul, pac, ca să nu agățe beculețele să le spargă. Dar ce te-ai făcut acolo, măi? Măi, bulă de la prefectură. De ce te-ai dus după aia, ha? Gura lui Gurița. Asta și măi. Uite așa, pac. Atât. Aia n-ar nimic dacă stă acolo. Sper că v-a plăcut vlogul meu. Și ne vom revedea la un nou vlog. Nu uitați să dați acolo un subscribe, să dați o abonare la canalul meu. Cam atât am făcut. O să mai pregătesc, o să mai lipesc eu ceva pe aici, pe balcon. O să mai văd eu cum mai vine pus. Asta l-am pus așa, ca să... Se bat încolo la lumină. Acum el se încarcă de la lumină. Sper să stea, dacă nu, asta-i mă, o leacă. Hai mă, te desfaci sau ce ai? S-o desfăcut. Dacă nu, să-l... A, bine că ai căzut. Uite așa, dacă nu să-l lăs așa. N-ar nimic dacă s-o desfăcut de aici. Ăsta se prinde înapoi. Dar stai mă acolo, ce ai? De ce nu mai stai? Ăla l-am dislipit și nu, dar am lipici. Da, fraților, cam așa, cam acesta a fost vlogul. Cu voi a fost Adrian Cătălin. Ne vom revedea la un nou vlog. V-am pupat, pa, pa!
Ia uitați, fraților, cum arde instalația acum pe seară. Se vede frumos și de jos. N-am mai filmat, vreau să vă arăt și produsul finit, așa cum se spune. Am pus așa pe întuneric ca să am și aici bec. Dar dacă aprind becul nu se mai vede nimic. Vă dați seama că dacă aprind becul nu se mai vede nimic. Da, cam așa arată instalația. Eu v-am pupat. Vă mulțumesc celor 3010 abonați. Haideți să ne adunăm cât mai mulți abonați. Vă mulțumesc din suflet și ne vom revedea la un nou vlog. Pa, pa!